acolo să-l îngroape pe Năstase, să nu mai iasă sufletul la suprafață niciodată, l-a vândut pe Trump. Că de atunci a trebuit eu să merg la patron român. Dar au adus nemții care ei n-au nimic bogăție cum avem noi, adică au frieții tot nemții, că tot german au vorbit. Dar atunci s-a împușcat atunci în gât. Păi a zis-o mama, păi văd, manipulează cu televizorul. Că dacă s-a împușcat în gât, trebuia să fie fularul ăla care l-avea la gât plin de sânge. Nu așa, noroc cu polițistul care l-a salvat. Minciuni, dar a dormit copiii. Nenorocit-o, a vândut pe drumul și... Știi cum îi veneau banii? A spus odată, Robert Turcescu, că doar a fost securist, l-a recunoscut. Banii au venit în Năstase, în jucării chinezești, acolo unde se pun bateriile. Pentru că au vândut Petronul. Și doamna Dana Năstase se ducea, lua pachetele de la aeroport cu jucării, scotea euro sau dolari ce a primit și se ducea și dona jucării la case de copii. Mamă ce mărimoasă era! Duceau jucării pentru copiii ăștia ai nimănui. Așa s-a vândut Petronul, să știi. S-a vândut altfel. Cum? Ia zi. Cum? Spune-mi dacă știi. Eu așa am auzit pe Robert Turcescu. Așa spun. Zic, cum s-a vândut? Ce s-a dat la schimb? Ce a dat la schimb? Ca să le dăm pe drum. Ce i-a dat lui Năstase sau la românica noastră? Zi! De ce? Ți-e frică? Nu sunt securistă. Am prieteni securiști și vechi și noi, dar nu lucrez la SRI și nici la SIA. Sunt numai prieteni și nu vorbim când ne întâlnim. Ce știu că e secret de serviciu. Cu tata mai vorbeau, Dumnezeu să-l ierte. Trebuia să mă securist. Da, că așa mi-a promis de când eram mică. Mă cunut. Dar dacă s-a surat băiatul lui în aceeași, la două luni distanță de mine, zice, n-am bani și de cununie și de nuntă lui fiu. Că a luat o americană care a venit mai măsa și soră sa din America. Și zice, toată nunta o fac eu. Așa că pot să spui dacă sau ți-e frică. Cum s-a vândut Petrom. A zis ceva Anca Alexandrescu, a arătat niște cârtii, dar... M-a plictisit cu cârtiile alea care le-a arătat. Eu sunt curioasă ce s-a discutat în spatele uncilor închiși, că n-a arătat Anca tot adevărul. Nu-i așa? Ce nu e? Dacă Anca Alexandrescu ar spune tot adevărul la realitatea, tot adevărul, n-ar mai fi pe post. Zic, a arătat Anca dosarul vinderii Petrom, nu știu dacă ai văzut. Dar n-a spus tot adevărul pe post. Crezi că a spus tot adevărul pe post, cum s-a vândut Petromul? Poate ești cu gândurile în altă parte.